Это не школа академическая, это студия, где может попробовать себя в рисовании, в живописи, в любом виде изобразительного искусства, в том числе и гончарного, абсолютно любой человек. Техника Эбро называется, техника рисования на воде. Это развивает и детей, и взрослых, и мышление, и воображение, и усидчивость, и мелкую моторику. Și pentru că directoarea atelierului este nu doar pictoriță, dar și psiholog, Inga investește în cei care îi bat la ușă toate cunoștințele acumulate de-a lungul anilor. Aici oamenii nu doar învață cum să deseneze de la zero, ci și cum pictatul îi poate relaxa și cum pot vedea lumea în mai multe culori. Inga numește această activitate vindecarea sufletului. Arterpia este o uzivitilnă, volșebnă naucă, така направление в психологии, в психиатрии, в психотерапии, скажем, больше, потому что это все-таки связано с исцелением души. Pictorița nu uită și de cei care au nevoie de ajutor. Colaborează cu organizații ce fac acte de caritate și oferă servicii instituțiilor medicale, caselor de copii sau bătrâni. Моя позиция четкая. Чем больше будет радости в этой стране, и чем больше люди и дети смогут заниматься творчеством, тем, во всяком случае, хоть в каком-то месте, будет лучше. Artista povestește cu mândrie de cei care au pășit pragul. Unii dintre aceștia, după ce au însușit tehnicile cu succes, au continuat să-și dezvolte talentul în școli specializate, atât în țară cât și în afara ei.